În data de 17 mai, în jurul orei 10, am fost solicitați de Autoritatea Navală Română pentru a participa la căutarea de vieți omenești pe mare în urma dispariției pescatorului românesc Sea Shark 1 cu un echipaj format din 5 membri. În momentul de față, Garda de Coastă participă cu 3 nave și 20 de polițiști de frontieră. Căutările sunt în plină desfășurare pentru găsirea celorlalți 2 membri de echipaj și a pescatorului sub coordonarea Autorității Navale Române. Comisar șef de poliție, Petrișor Ivnia. În această dimineață, în jurul orei 8:15, printr-un apel la 112, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta al județului Tulcea a fost anunțat despre posibila dispariție a unui pescador pe mare. Informațiile culese au fost comunicate în timp operativ către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Constanța și celelalte instituții cu competențe în efectuarea operațiunilor de căutare-salvare pe mare.